Salut și bine te-am regăsit! Pregătirile pentru Untold sunt deja în plină desfășurare. Și ca să ne spună mai exact ce înseamnă o producție ca Untold, l-am adus aici pe Radu Rus, care este chiar Head of Production la Untold, nu? Da, frumoasă prezentare! Ia zi-mi un pic, de când au început pregătirile pentru Untold 2020? Aș vrea să zic că au început doar din 2019, dar nu e așa, aș minți să zic asta. Nu prea ne oprim niciodată din a gândi ceea ce urmează să facem în viitor, deci... Concret am început în septembrie 2019, practic am început în 2014. Sunt membru al organizației, aș zice că de peste 10 ani. Cunosc directorul general al evenimentului din vremea studenției, când făceam împreună anumite activități de voluntariat, aș zice, în organizațiile de studenți. Și faptul că am fost alături de organizație atâta timp, cred că m-a calificat să încerc mai multe lucruri. Am ajuns Head of Production la finalul anului trecut. Până anul trecut făcusem sistem de plată și alte tipuri de... coordonam alte departamente, dar între timp am ajuns la producția. Okay. Un lucru excepțional. Și zi-mi un pic, în fiecare an încercați să întreceți ultimul Untold. Care este catch-ul anul ăsta? Care este tema? Cum o să arate scena? Cred că ați văzut o mică parte din ceea ce facem în teasing-ul pentru Untold în ceea ce privește luna. Din păcate nu pot să dau foarte multe detalii, urmează să mai facem prezentări în lunile care urmează. Pot să spun cu siguranță că va fi mult mai impresionantă decât anul trecut. Prin ce? Hai, un pic acolo poți să-mi arunci. Bun, aș zice că... E o lună, clar, o să vedem o lună mare, asta e sigur. Ai lucrat și tu la design-ul ei, nu? Cu cine, de fapt, stai, să întreb altfel. Bun. Câți artiști lucrează pentru desenarea scenei? Până anul trecut, sau aș putea zice că începând cu anul trecut, am reușit să comasăm două departamente ale organizației, producție plus arhitectură. Facem în intern tot design-ul pentru scenă. Lucrăm îndeaproape cele două departamente și o să zic și de ce. În cadrul departamentului de arhitectură sunt colegii noștri de la creație care își expun pe o hârtie toate ideile despre cum ar vrea să arate scena festivalurilor. Și tu de câte ori vii și stai... Nu. Vai, niciodată, crede-mă, niciodată. Nu, vreți o lună de 30 de metri? Bă, nu, mai mică. S-a întâmplat anul trecut să avem surpriza, să zic așa, unui zeu la Untold, care cântărea 16 tone, da, bărbosul. S-a făcut pe adică. Cântărea 16 tone, okay. Și a fost un challenge mare, mare de tot pentru producție, să reușească să-l atârne acolo sus și să ofere siguranța participanților și a DJ-ului că totul este în regulă. Plus coeficient de siguranță la vânt și... Deci producția asta nu e o joacă, nu e doar despre imagine, lumini și sunet, ci e despre... Azi. Toate senzațiile pe care trebuie să ți le oferă acest festival, nu? Și ok, voi desena scena asta, probabil ea este deja în producție. Pentru anul 2020, pentru da. Pentru anul 2020. Unde este în producție și cum o aduceți la arenă? În momentul de față încercăm să îmbinăm mai multe discipline, cum ar fi decorul, plus luminile, plus sunetul, plus ecranele LED pe care vrem să le montăm. Facem în spatele tuturor elementelor și echipamentelor pe care le-am enumerat un zid, un perete de schelă și în momentul de față suntem, aș zice că în proporție de 80% gata cu decorul, încă okay. Urmează să contractăm firma care va efectua decorul, dar suntem în zona de calcule tehnice. Și... Adică vrem să ne asigurăm că luminile sunt poziționate acolo unde trebuie ca acel decor să fie... vizualizat cât mai frumos de către publicul. Deci asta este scena pe care noi o să vedem între 30 și începutul lunii august și trebuie asta să mai... pentru Untold. Avem și scena pentru Neversea. Ia la Neversea cum e? La Neversea facem un mic improvement anul ăsta. Ne pregătim pentru aniversare de 5 ani care va avea loc în 2021. Acolo, de exemplu, am început deja să lucrăm. Cred că undeva pe la finalul anului 2020 o să avem un concept pentru ceea ce va urma să fie Neversea 2021, aniversare de 5 ani. La Neversea mai schimbăm câteva elemente, tot din producție, dar care nu le sesizează oamenii atât de ușor. Legat de Untold, de 2020, că a fost anunțat și line-up acum. Ideea e că voi aveți scena aia,
care este o, se arată superb și trebuie, voi trebuie să faceți și noi la anumite standarde, nu? Pentru că fiecare artist vine cu anumite pretenții. Corect. Sau anumite echipamente. Corect. Spre exemplu, anul trecut la show-ul lui Armin, Armin a venit cu, pe lângă că noi facem tot setup-ul de festival, deci noi facem la început un setup general în care punem lumini, sunet, ecrane LED, pupitru de DJ, cel pe care îl observă oamenii care are ecran LED pe el, dar câteodată requesturile din partea artiștilor sunt de a îmbunătăți toate aceste lucruri. Spre exemplu, la Armin anul trecut artistul a dorit să vină cu 3 camioane cu producția lui personală. Asta înseamnă că în decurs de 15 minute înainte ca artistul să intre pe scenă, momentul în care se momentul de liniște dinaintea artistului, o echipă de aproximativ 30-40 de stagehands încearcă să elibereze scena și să monteze elementele de decor pe care le-a dorit artistul. Și pe care și le-a dus el cu camion. Da, la aceeași treabă aș putea să zic și de știu că Martin Garrix. Și Martin Garrix la fel. Știu că și el e foarte pretențios și aduce multe camioane la, nu? Corect, corect. O parte din acești artiști solicită și spații de cazare, solicită containere extra sau spații de birouri pentru ca producția lor să fie cât mai bună. O parte din ei sau o mare parte din headliner vin cu VJ-ul propriu, cu sunetistul propriu, vin cu o echipă întreagă. Ia mai zi-mi o chestie, pupitrele alea de DJ, le aveți voi sau vin ei? De obicei... Cu sticuri, ei vin cu sticurile, nu? Sau cu CD-uri? Ei vin cu... Depinde de ce scenă vorbim. Unii dintre ei vin și cu platane. Ok, da. Alții vin, da, vin doar cu stick-uri și cu CD-uri, dar echipamentele respective le avem noi. Cât de mult e de muncă pentru sonorizare, de exemplu? Referitor la sunet, lucrăm din fericire cu unul dintre oamenii care a fost alături de Tiesto o vreme foarte lungă. Asta înseamnă că are experiență și poate să facă setările necesare într-un interval relativ scurt. Designul propriu-zis de sunet se face în calculator, pe un 3D, adică okay. Noi poziționăm toate elementele pe care le avem, cum arată decorul, publicul, front of house, platforma VIP și facem calcule de sunet în 3D, urmând a le aplica în stadion. Și voi, în stadion, dar la fel și la Never See în aer liber. Și voi cum faceți să puneți în valoare cât mai mult artistul și să creați atmosfera aia de festival? Pentru că, în mod normal, dacă ai avea un om pe o scenă cu un pupitru de mixaj și doar difuzare, nu e suficient. Da, ai dreptate. Fiecare artist vine cu diferite solicitări. O mare parte din ei au solicitări la fel de mari ca și cum ar fi un eveniment propriu al lor. Asta înseamnă că din fericire, să zic așa, avem și suportul lor în ceea ce ține de cum ar trebui să arate show-ul. Adică, noi chiar dacă facem setup-ul nostru de festival, fiecare artist vine și pune puțină sare și puțin piper pe ceea ce își dorește a fi amprenta lui în festival. Adică, unii o să vrea mai multe lumini, alții vor ca ecranele LED să fie stinse, alții vor mai multă, aș vrea să zic că și mai multă putere în sunet, dar, na, avem și acolo o limită, din păcate. Care e limita? Cred că e 115 decibel, dacă nu mă înșel. Ceea ce, care nu știu cât are un avion la decolare, dar cred că tot pe acolo. Da. 120 avionul. Da, noi avem, dacă nu mă înșel, 115 la front of house. La front of house, adică chiar în față. La distanță de 50 de metri de scenă. Mai vreau să zic, scuză-mă, mai vreau să zic de boxele lui Rob Williams, că mă întrebai mai devreme. O experiență mai interesantă a fost anul trecut, când a fost anunțat artistul din... Scurt. Fericire, să zic așa, noi am apucat să citim riderul tehnic, adică artiștii își trimit un fel de necesar cu ce vor ei la eveniment. Noi am apucat să citim acel rider tehnic, dar evident am fost surprins să ne dăm seama că setup-ul pe care noi îl făcusem și noi deja îl aprobasem cu ceilalți artiști a fost cumva depășit puțin de solicitările lui Robby și a fost necesar să investim o sumă considerabilă de ordinul zecilor de mii, ca să nu intrăm foarte mult în detaliu, pentru închirierea unor extra echipamente. Ok. Lumini, sunet, boxe, subwoofere, amplificatoare. Pentru că voi nu erați pregătiți, sau tot la început ca un live act la început, nu? Era vorba doar de muzică electronică și drum and bass pe cine celelalte, muzică indie, așa, dar corect, pentru live act acum ați început să... Corect, dar în același timp ideea inițială a fost ca la un moment dat să mergem și către live act. De ce zic asta? Era că
Dacă luăm alte exemple de evenimente din Europa, vedem că dacă ar fi fost să rămânem doar la un pupitru de DJ, nu era necesar să avem o scenă cu deschidere de 20 de metri și înălțime de 16. Deci era mult mai simplu să ai un singur pupitru de DJ și să schimbau DJ între ei. Gata, ca la discotecă. As simple as that, știi? DJ Ivan, hai, tu bagă-te. Când începe pregătirea logistică pentru Antol 2020? Adică când începe să mișcați primele camioane, când... O să iau primul eveniment pe care îl organizăm noi, Neversea. Ok. O să zic că în data de 13 iunie va trebui să fim la Neversea cu primele utilaje, primele camioane, garduri, containere și alte cele. Asta fiind cu cât timp înainte evenimentului? Cu 3 săptămâni, Wow. aproximativ. Stăm 3 săptămâni de load-in, le poziționăm și le aranjăm toate conform unui calendar de producție. Surprinzător, dar este unul. Și merge bine de fiecare dată? Ar putea să meargă și mai bine, ne încadrăm. Aș zice că suntem în grafic, ne încadrăm. În același timp se desfășoară evenimentul. În timpul evenimentului, cei din producție, aș putea să zic că avem o încărcare de 70-80%, pentru că noi trebuie să facem să se întâmple totul înainte să fie pregătit pentru eveniment și după să putem elibera totul. Și se suprapun cele două perioade. Perioada de load-out de la Neversea cu perioada de load-in de la Antol, adică toate camioanele pe care noi le avem la Constanța sau prin furnizorul nostru trebuie să vină la Cluj. Mamă, și vorbim de dar aproximativ parcă anul trecut n-a fost atât de scurtă 200-250. perioada între ele, nu? A fost la fel, Da? da, dar am avut o producție mult mai mare la Antol. Ia spunem așa pe scurt, cât înseamnă, câți metri pătrați de ecran? Că aveți La mult? main stage 1200. 1200 de metri pătrați de... Da, față de anul Mamă. trecut 700. Deci anul ăsta? Mult, e mult, e mult și lucrăm cu un furnizor din Europa, cel mai mare furnizor de ecrane LED și se va vedea o îmbunătățire majoră a aspectului scenei. Fantastic, nici nu vreau să știu cât o să cântărească scena aia la final, dar cât o să cântărească scena aia la final? Aș putea să spun că anul trecut a cântărit 292 de tone main stage-ul. Mamă, de ține stadionul ăla bine. E făcut Să bine. știi că, dar nici și ne-am fost surprinși să vedem după ce Când n-a spus ultimul cui și stai să vedem, nu? Ați făcut niște Vreau să zic că calcule. după ce am terminat de adunat, după loadout la Antol și am eliberat absolut tot stadionul, am observat faptul că, da, spre surprinderea tuturor, nu a existat nicio daună a pistei. Care e cea mai ciudată cerere pe care ați primit-o? Vai, nu. Pe Zi-mi zona una care să-ți tehnică, zică, care să te facă să transpiri. păi, pe zona tehnică, o parte din artiști ne-au solicitat să aibă a treia scenă secundară. Adică ai main stage, ai catwalk-ul, Da? unde Care o poți să să te, fie la și la care să fie și la Neversea, da? Pe care artiștii pot să meargă. Ai scena B, care poate să fie la front of house, unde stau tehnicienii și Front of mixează și... House, ca să știți dacă vă uitați la live sau la... Uite, o să punem noi imagine acum, de fapt. Este practic acel cort fix în mijlocul stadionului, unde, în mod normal, s-ar fi dat mingea de start în fotbal, nu? Corect, dar la evenimente stau tehnicienii, VJ-ii, sunetiștii, luminiștii stau acolo și... Dau play la vizualurile de pe ecrane, la Exact. efecte, pyro, nu? Toate astea. Corect. Și am avut o solicitare de a face o a treia scenă, a fost prima oară în viața noastră când am văzut așa ceva. În mod normal, unii dintre artiști și-ar dori să meargă pe Snake Pit, deci distanța de la main stage până la acel front of house, dacă E au aleea cu observat, garduri. exact. Ei vor să meargă pe aleea cu gardul, să meargă la front of house, să se urce deasupra și să cânte de acolo. Lucru care, să zici că mai merge. Dar unii dintre ei ne-au cerut o a treia scenă, care trebuia să fie pusă undeva în spatele stadionului. Și am zis, bă, vrei, știu, putem să nu. Adică există opțiunea, Dar nu lăsăm spun, pentru la dar anul. nu spuneți nu, Nu le unor. spun, nu spunem nu, pentru că, repet, unii dintre ei chiar vor să facă show frumos. Eu Și ar fi înțeleg. păcat Eu înțeleg că să le și prim show. tu cheltui cei mai mulți bani, nu tu, Da. dar departamentul tău cheltuie Da. cei mai mulți bani Corect. de la aceste Corect. festivaluri. Mult. Mult. Da, am reușit. N-aș zice că e neapărat un lucru bun, Trebuie să dar... bagi bani ca să faci bani până la urmă și trebuie să arate bine, nu? Da, am reușit, să zic așa, să depășim și celelalte departamente interne, Music Council, cel care face artiștii, care bucuiește artiștii. Da, suntem bine. Eu sunt confident că putem să ne încadrăm în bugetul propus și agreat împreună cu colegii mei. Este vreun festival din Europa în momentul ăsta la care te uiți și zici vreau să fiu mai tare decât el? Poți să spui nume.
Hai că deja ați pus Antoldu pe hardă. Nu știu ce înseamnă să fii mai tare sau nu știu dacă nu să ai mai mulți oameni ca atmosferă, ca, nu știu, loc de desfășurare. Că uite, poți să uiți la Tomorrowland, Burning Man, Glastonbury, la Seagate, da, sunt multe. Dar la care te uiți tu și vrei să spui, pot să fac mai tare. Nu neapărat să fii mai bun, dar să fac, adică înțelegi, dacă să fii mai tare. Da, dacă ar fi la nivel de producție, da, mi-aș dori să fim peste, probabil, Tomorrowland. Okay. Am mai fost la multe alte evenimente și am văzut ce înseamnă producție. Spre exemplu, evenimentele din state sunt mult mai slabe ca producție decât Untold. Ca producție mă refer la ce au nevoie să monteze oamenii respectiv și în cât timp trebuie să le elibereze. Uh-huh. E simplu, dar aș putea să zic că... Ca și producție, la nivel de producție, da, mi-aș dori să fim peste Tomorrowland. Okay. Ca producție. Dar, repet, producție înseamnă nu doar scene, înseamnă și toată partea aia de funcționalitate pe care oamenii probabil o observă mai puțin. Aia când vine vorba, știi, de să nu stai la coadă, la toalete, să ai siguranță, să ai safety. Dacă de asta te ocupi, nu, până și de băuturi. Corect, și asta înseamnă producție. Logistică. Câte camioane parcați acolo în jurul arenei când vine aproape de ziua zero? Sau nu știu. Nu le parcăm, dar interacționăm cu aproximativ 200-230 de camioane. Mamă, deci vreo 40 de tone fiecare. E ceva. 20. Da, bine, unele sunt mai cu greutate mai puțină. Deci e ceva. Ce mai vreau să te întreb? Cum arată la tine o zi de festival? Că bănuiesc că și acum la Never See, tu o să ai practic o lună de foc. Două luni, de fapt și înainte. Da, noi din păcate cei din producție n-apucăm să terminăm Never See, să zici că te apuci de Untold. Păi și nu stai degeaba de la când se termină Untold până începe Never See-ul iară? Dacă stau degeaba? Păi vă rămân mai de la... Da, deci, una dintre întrebările cele mai frumoase pe care le primești în producție sau cel puțin în organizarea evenimentului. Ce faceți tot anul? Ei, păi dar doar pe ce mai vine ziua aia, tu ce faci acolo? Păi și cât sunteți? Păi nu știu, acum zic, suntem vreo 90. Păi și... Ce faceți tot anul? Eu deleg. Stau așa și zic, nu facem nimic, evident. Păi nu, că restul anului mergi la Tomorrowland, la Glastonbury, faci documentare. Puțină state, puțin Tulum. Dar zi cum arată o zi de asta de festival la tine. Când te trezești, când te culci, dacă te culci. Da, foarte bună remarca. În ultimii ani am reușit să dormim între 2 și 4 ore pe noapte, în timpul evenimentului. În cele 5 zile, teoretic, chiar dacă pentru eveniment sunt 4, pentru noi e ziua zero, e de foc, că trebuie să termin totul și prima zi de load-out e... Când te stângeți. Stai zi jumătate, da, până pleacă ultimul festivalier. Dormim foarte puțin, dar nu încercăm neapărat să ne load-ăm. E frumos ce facem. Dormim puțin, 4-5 ore, dacă reușești să dormi 4 ore pe zi sau pe noapte. Da, înțeleg. În cele 5 zile de eveniment ești fresh ca nou. Cu ce vreți să rămână oamenii după 4 zile de festival, de Never See, de Untold? Experiență, memorie, memories, experiență. Eu am rămas, am fost primul și singur Untold la care am fost, că tot timpul a fost ceva acolo. Sau mahmureală, poate fi și asta. Nu, că eu nu sunt cu alcoolul, dar eu țin minte și acum senzațiile pe care mi le-a dat Prodigy. Și faptul că am prins ultimul lor concert în formulă completă și acum mi se face pielea de gâine când mă gândesc. Am stat fix acolo în față, deci n-am mai auzit două zile după aia, dar ce contează, am fost fericit. Da. Și da, e o memorie, adică știu setlist-ul lor pe din afară în momentul ăsta. Și un eveniment la care am fost acum de ani și într-adevăr, e vorba despre nu să-ți aduci oamenii dragi acolo, să ai unde să bei cu ei ieftin și bun, să ai și mâncare bună. Să-ți petrești timpul. Da. Și bănuiesc că, na, asta e cea mai mare satisfacție voastră, nu? Corect. Vreau să zic că și din surveiurile pe care le-am făcut noi, am realizat faptul că noi în trecut am reușit să lăsăm oamenilor experiențe mai mult decât concerte. Asta cumva te bucură și îți dă mai multă putere ca în viitor să creezi experiențe pentru oameni. E un semn faptul că te sună prietenii tot mai des, că se apropie festivalul? Încep să nu le mai răspund. Tu îți ceri de invitații. Da, deci nu mai, că n-are niciun sens. Ai făcut o statistică câte invitații ai dat? Știu sigur că am dat puține, că n-am primit mai multe. Ah, ok. Adică știi, noi cumva suntem în top management și teoretic am avea acces la câte invitații vrem noi. Dar n-are... Dar te sună, mă. Da, mă, și se mai și supără pe mine. Uite, poți să te uiți la camera acolo sau acolo. Nu mă mai supărați pe mine, vă rog. Că eu,
Trebuie să câștigați și voi, nu? Că zic, știi ce e amuzant? E amuzant că, de exemplu, dacă eu mă duc la... Bă, vin aici la tine, știi? Și acum știm amândoi că am plătit... Acum știu, suntem prieteni, trebuie să-mi dai o invitație. N-ai cum, suntem față în față, nu poți să nu-mi răspunzi. Vreau să zic, acum dăm un pic pe glumă, da? Vreau să zic că... Acum știm amândoi că am dat bani să vin aici, a? Și tu i-ai luat. Da? Deci un serviciu. Da. Eu vreau să dau bani și tu vrei să zici, bă, nu. Așa fac și ceilalți oameni când îmi cer mie invitații. Adică eu când mă duc la farmacie și zic să-mi dea un pachet de paracetamol, doamna nu mi-l dă pe gratis că suntem prieteni, știi? Că îmi cere bani pe el. Normal. La fel și eu când îmi cere cineva invitații, zic, bă, cumpără-ți bilete, rog, că altfel nu mă ajut pe mine să cresc. Aveți chela. Aveți chela asta, vezi? Are 80 de tone. Uite-te chiar, uite-te acolo. Uite-te la lună. Radu? Da. Îți mulțumesc foarte mult. Abia aștept să cinstim un pahar de cocktail la Never Sea. Te vedem. Unde te găsim? În spate, la main stage. În lateral. Te caut. Aș vrea să știu. Deci uite-te la cameră. Mă cauți doar la Never Sea sau mă cauți la întors sau mă cauți și înainte? Să știm sau... Păi nu știu, să vedem cu invitația. Păi de-aia zic să știu dacă cam e jos în jacă. Uite-te la camera aia. Vrem să-ți vedem fața acum. Fără cearcăne, fără riduri, fără nimic. Sau în aia. Și după aia îți facem o poză după festivalul. Nu. Vii, te aștept în festival, dar vii cu camera după tine. Da. Și stăm acolo. Aștept, vreau să-mi faci un tur. Să-ți arăt câteva lucruri tehnice, o să-ți placă, mai ales dacă îți plac cifrele. Da, am mai făcut una cu 2 ani. O să te rog să vii și înainte de începutul festivalului. Okay. Să prinzi măcar o zi din aia de panică, de haos, să vezi cum... Uite, o să vin. Știi că stând aici liniștit, da, poți zic că producția e excepțională. Câți oameni sunteți în echipă? Am multe să întreb. În timpul, înainte de eveniment, suntem vreo 3.000 care lucrăm. Echipa extinsă cu toți oamenii. Dar constant pe parcursul anului vreo 90-100. Ok, angajez permanent. Da. Deci când sunt datele pentru Never Sea? 25 iulie și la Untold. 32 august, la asta, pe asta o știu eu, dar trebuie să spui load in și load out. Să zic eu load in, load out? Da, load in în 13 iulie la Never Sea. Deci oamenii pot vedea deja acolo cum se asamblează, da, tot. Da, da, se vede sus de pe faleză, vezi frumos ce facem. Iar la Untold load in e din 13 iulie. Ok, deci aveți. În mod normal undeva prin 15-20 august. Terminăm. Bravo. Bun, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Pagina de Facebook Antol pentru toate noutățile și lista completă de artiști. Am pus ochii pe câțiva care îmi plac mie, inclusiv Netsky, dar asta este la Drum & Bass Arena. Pe mine asta mă interesează cel mai tare. Și Armin, dar bănesc că încă n-a apărut pe lista. Și da, la fel pentru Never Sea pe pagina de Facebook Never Sea și o să fim și noi acolo pentru că suntem parteneri media Never Sea și Untold și toate noutățile de acolo, de la cele două festivaluri, le găsiți și la noi. Așa că numai bine!